Seceta a ucis orice boare de vânt, soarele s-a topit și a curs pe pământ, a rămas cerul fierbinte și gol, ciuturile scot din fântână nămol, peste păduri tot mai des focuri, focuri dansează sălbatice, satanice jocuri. Mă iau după tata, la deal, printre târșuri și brazii mă zgârie, răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții Carpați. Aplauze! Eu am aflat cum îți spunea ție când erai mică. Somalia? Nu-mi plăcea absolut nimic de mâncare. Eu nu cred că era așa. Nu-mi plăcea nimic, nimic de mâncare. Mai stăm mult de vorbă sau mâncăm? Mi-ai trimis un mesaj să nu mănânc. Da, sper că n-ai mâncat. Facem bungee jumping. E o stropel. Acesta este o stropel. Voi chiar ați făcut un ostropel? Da. Eu l-am făcut. Voi nu sunteți sănătoși la cap aici. Dragii mei, bine ați venit la emisiunea despre cum să ne îndrăgostim mai repede. Invitatea mea specială este Amalia Enache. Love me, love me, say that you love me, pretend that you love me. Dar nu crezi că iubirea asta de care zici de adolescent te tăvălește, te face vulnerabil, te face să suferi. Din toate episoadele astea, chiar alea sfârșite prost, dacă mă uit în urmă, tot a fost foarte bine, de fapt. Am trăit. Viața e cu de toate. Yes, I've been broken hearted. Blues since the day we parted. Why did I ever let you go? Apropo de atracție, aș vrea să vorbim despre vedete internaționale. Madalina Ghena. Am fost în permanență urmărite de paparații, ca în filme, care veneau de pe scutere, de jur împrejurul nostru, peste tot, oriunde mergeam. Busu! Așa. Bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your stress. Asta e melodia pentru bus. Insieme. Și atunci... Insieme. Unite, unite, Europe. Asta era? Am stricat numele. Am zis că nu tu cânți, ci bine, Leon te cântă. Da, așa, așa este. Nu știu. La noi la știri cântă Cocoș. La știrile de noapte. Nu găina. Asta e bună. Știu, mulțumesc. Când vine Horia Brenciu, mulțumesc. La noi la știri. Mulțumesc foarte mult. Sunt doi oameni despre care știm de când s-a ridicat bariera. Tu și Cabral. Cu siguranță există probabil colegele de ale tale care zic: "A, nu, 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 nu mă duc la Horia." De ce? Mă pun să cânt. Abia așteptam să vin la tine la emisiune. Ce dacă nu sunt talentată? Am uitat să întreb dacă la podcast la Horia Brenciu e voie să-mi placă Tudor Chirie.